Bogdan. Bună ziua, ne aflăm azi la un târg de produse bisericești și vă spun că preoții au de unde alege. Printre sutane și cruci, preoții pot beneficia acum și de miracolul tehnologiei, întrucât am văzut unele standuri cu gadgeturi smerite, ca să le zic așa. Iată, se apropie acum toi preoții. Domnilor, sfinți părinți! Sărut mâinile, doamnă, doamne ajută! Amin! Spuneți-mi, ce-ați achiziționat de la târg? Păi, eu mi-am luat o sutană electronică, Cameleon 3000. Vai de mine, și cum funcționează? Păi nu mai trebuie s-o spăl, fac ce culoare vreau eu. Ghepaști o fac roșie, ghe Sfântă Mărie fac auriu și seara când merg acasă o fac neagră. De ce neagră? Păi să tot leagă metaliștii de mine și acum mă fac eu ninjalău. Drăguț. Vai, mulțumim lui Dumnezeu Sfântul pentru miracolul tehnologiei. V-ați luat ceva drăguț, să vedem. Păi uitați aici, o cădelniță electronică. Nu mai trebuie să umblu eu să fac trafic cu tămâie, nu mă setez mirosul și pot sfinți la liber. Are acumulator și se poate încărca și la USB. La USB? Da, numai bine o-i băga-o la calculator și în timp ce caut eu niște pricesni pe YouTube, să încarcă. Ce altceva mai aveți acolo? O cruce wireless. Aoleu, asta ce face? Comunici cu domnul direct, wireless, fără fir. Păi și până acum nu așa era? Eu n-am văzut cruci cu fir niciodată. Da, da, dar asta are antenă de 100 de mega pe secundă și mere și pe 4G LTE. Incredibil. No. Și mi-am mai luat aici, uitați, un iGod. Un ce? iGod, un iPad dumnezeiesc, adică o tabletă, tableta domnului. O tabletă? De ce faceți cu ea? Multe, doamnă! De exemplu, automatizez clopotul. Nu mai trebuie să merg eu la biserică să trag ghefunie. Deschid aplicația iClopot, apăs pe buton și bam, ding dong, ding dong. Și se trag clopotele singure? Nu, când apăs butonul, îi trimit un SMS la clopotarul satului și mere el și face treaba. Ce interesant. Cu iGod-ul ăsta controlez sonorizarea din biserică. Uitați, am preseturi de biserică goală, biserică plină, cor, toate 5.1 surround. Câte poți face cu o tabletă. Da, și stați, am descărcat predica în format e-book cu doar un euro din App Store. Duminica citesc predica de pe tabletă. Aha. Și cel mai mișto e că Noul Testament își face singur update. Incredibil. Am și widget-uri de post, uitați. Widget-uri de post? Da, da, uitați aici, vedeți? Astăzi, de exemplu, nu-i post. Putem bea. Să bem. Și dumneavoastră ce ați mai achiziționat? Da, am luat o smart icoană. Ce face asta? Păi, în funcție de sfântul care e în ziua aia, descarc de pe Google poza cu el și enoria și pupă tableta la intrarea în biserică. Nu pot să cred. Da, și cel mai tare device, uitați aici. Asta ce e? Ai raclă. Poftim? O raclă electronică. Uite, poți să descarci hologramă cu ce moaște vrei tu. Fui, o să ne umplem de bani. Duminică bag moaștele lui Steve Jobs. Dar totuși ce faceți dumneavoastră? Nu e păcat? Nu, dimpotrivă. Porunca a doua zice să nu-ți faci chip cioplit. Da, și dumneavoastră aveți poză cu sfinți pe tabletă. Da, și cum să cioplezi tableta? Că e încă în garanție. Unguru Bulan.